Cum au reușit să-i dea de urmă, ne spune chiar acum colegul meu de la Craiova, Andrei Marinaș. Bună seara, Andrei, te ascultăm. Bună seara, bun găsit! Aseară, tânărul a fost surprins de camerele de supraveghere din localitatea Podari, de lângă Craiova. Se îndrepta către Comuna Unirea, acolo unde avusese domiciliul înainte să fie arestat. După vizionarea acestor imagini, forțele de ordine s-au mobilizat în zona respectivă. Tânărul a fost căutat inclusiv cu câini de urmă, dar și cu un elicopter care a monitorizat zona pe tot parcursul nopții și pe parcursul zilei de astăzi. În cele din urmă, în această după-amiază, tânărul a fost prins pe un câmp de o echipă de jandarmi, pe un câmp dintre localitățile Bucovăț și Terpezița. Vă reamintesc că într-o prindere acestuia s-au folosit peste 800 de efective de la toate structurile IPJ Dolj și jandarmerie. Tânărul fusese condamnat la 3 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni de furt, iar acum a fost adus la sediul IPJ Dolj pentru a fi audiat într-un dosar de crimă. Pe de altă parte, cei 4 polițiști care ar fi trebuit să-l păzească sunt subiectul unui dosar penal acum. Ei sunt acuzați de infracțiunea de înlesnire a evadării. Dosarul a fost preluat de către parchetul de pe lângă judecătoria Craiova.